Engleza este limba ce va ajuta la construirea unui pod al prieteniei între elevii de la școala Eugen Ionescu din Slatina și cei de la școala numărul 7 din Polonia. Proiectul Show Me Your Language a fost demarat astăzi la Slatina, unde echipele celor două unități școlare au stabilit activitățile ce vor avea loc luna viitoare. Mai exact, elevii români și polonezi vor participa împreună la activități de limba și istorie engleză, dar și la activități sportive. Show Me Your Language este vorba de un program transnațional, de mobilități transnaționale. Obiectivul acestui program a fost ca elevii să-și fixeze cât mai bine cunoștințele de limbă engleză. Acestea nu sunt singurele activități din cadrul proiectului. Copiii vor merge și în excursii, iar pe traseul stabilit printre zone turistice renumite din țară a fost trecută și comuna Cezieni, unde delegația poloneză vrea să cunoască povestea ei tradiționale. Un grup de 20 de elevi polonezi împreună cu 4 profesori polonezi de la o școală primară din Radomsko, Polonia, vor vizita școala. Am pus la punct amănuntele în ceea ce privește acea vizită din noiembrie. Vom avea cât mai multe activități în școală, vom avea vizite în special la obiective turistice din România. Acest proiect urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză pentru copii, dar și utilizarea unor abilități digitale și activități într-o echipă internațională. The project implies the possibility to meet two kinds of students, Romanian and Polish ones, to get to know each other, to cooperate, to improve English skills, IT skills, to get to know the culture of Romanian people. Yes. And we are going to teach Romanian students as well the Polish culture and improving different kind of skills and getting to know the country. Au venit aici pentru a cunoaște tradițiile românești, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de limba engleză, pentru a vizita cât mai multe locuri și pentru a ne cunoaște mai bine. Astăzi, delegația Poloniei a cunoscut și o parte din elevii din școala Eugen Ionescu. Hello! Nice to meet you, yes? You are learning music? No, history. History. Yes, history. Acest proiect este finanțat de școala din Polonia și se desfășoară și în alte țări din Uniunea Europeană. Pentru unitatea școlară din Slatina este un prilej de a implica elevii și în activități internaționale. Proiectul reprezintă o oportunitate pentru elevii școlii gimnaziale Eugen Ionescu și pentru noi cadrele didactice, pentru că am programat astăzi câteva activități interactive din care fiecare dintre noi va avea de învățat. Suntem și noi interesați de sistemul de educație din Polonia, așa cum și partenerii noștri sunt interesați de ceea ce oferă învățământul din România, respectiv particularitățile de educație din orașul nostru. Proiectul Show Me Your Language este implementat prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, care a încheiat un parteneriat cu omologii din Polonia. Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada 2018-2023 și sunt finanțate prin Fondul Social European.